Să vă fac poftă cu ingredientele mele de astăzi, dar și cu rețeta de astăzi. Este o rețetă excelentă și vă recomand cu mare drag. Aveți nevoie în primul rând de mușchiuleț de porc și aici mare atenție când gătiți mușchiulețul de porc. Trebuie să știți că se gătește foarte repede, că este o carne foarte fragedă și nu trebuie să stați foarte mult în bucătărie. Mai mult, de exemplu, stați pentru sosul de astăzi. Deci, mușchiuleț de porc, un pic de bacon crud uscat și foarte puțin afumat. Mai aveți nevoie de ceapă, prune, chiar dacă nu sunt prune românești, sunt excelente pentru sos, două tipuri de prune, respectiv proaspete, dar și prune uscate și un pic afumate, fac o pereche minunată împreună cu baconul, puțină lămâie, alunecaju și puțin aluat foietaj, respectiv o singură placă de aluat foietaj. Cum procedăm atunci când gătim preparatul de astăzi? În primul rând, mușchiulețul de porc trebuie curățat foarte bine de tot ceea ce înseamnă pielițe sau tendoane sau tot, astfel încât să rămână extrem de curat. Este important acest lucru pentru că aceste pielițe nu fac decât să îl strângă atunci când îl gătim, lucru pe care nu și-l dorește absolut nimeni. În plus, mușchiulețul de porc se recomandă chiar și în curele de slăbire, fiind o carne foarte, foarte slabă. Îl tăiem în formă de medalion, adică în grosime de circa 4-5 cm, iar apoi îl aplatizăm foarte, foarte ușor cu podul palmei, obținând în felul acesta ca niște monede, medalion se numește în termen gastronomic. Bun. Urmează să-l condimentăm doar cu sare, iar apoi să-l rumenim puțin pe ambele părți. Foarte, foarte scurt. Asta înseamnă un minut pe o parte, un minut pe cealaltă parte și îl dăm deoparte. În vasul în care am rumenit carnea, urmează să adăugăm ceapa, tăiată foarte, foarte fin, împreună cu baconul. Apoi adăugăm prunele și vinul, pentru că despre vin nu v-am spus, un pahar de vin rosé, astfel ca să se formeze un sos delicios. Puteți adăuga și o linguriță de smântână, pentru că în felul acesta sosul devine mai catifelat, devine mai cristalin, să spun așa, și mai echilibrat din punct de vedere gastronomic. Hai să ne apucăm de treabă și mai povestim pe parcurs. Doamne, am uitat să vă spun și de zahărul brun. Ce rol important, dar vă spun pe parcurs. Aia zic, da. Mulțumim, Vlăduț. Apucă